2 aprilie. Fluturele. Exod 34 cu 8 la 17. 29 la 35. Marcu 10 cu 42 la 45. 1 Timotei 1 cu 3 la 5. 7 la 9 și 12 la 15. Ei bine, copilul meu, văd că ai venit iar aici, unde se toarce povestea din caierul Scripturii. Mă bucur mult că-ți plac astfel de povestiri. Ele sunt atât de diferite de altele. Povestirile acestea, toarse de mintea ta, vor deveni în timp ca o haină care te va încălzi când iernile vor fi geroase și îți vor fi ca un umbrar în deșertul vieții când arșița te va topi. Eu cred că n-ai uitat că este important să citești și tu din Biblie, deoarece acolo sunt multe alte lucruri, iar dacă aș sta să ți le spun pe toate, n-aș apuca să-ți povestesc ce-mi place cel mai mult. Am încredere în tine că nu te vei mulțumi doar cu cele spuse de mine. Ieri ți-am promis să mergem după Moise ca să ne explice tot ce a înțeles acolo, în stânca aceea. Când văzu Moise că Dumnezeu este într-adevăr pasionat de poporul evreu, când realiză că n-ar renunța la el pentru nimic în lume, trăi un moment de bucurie atât de profundă, încât în trupul lui bătrân apărură modificări eterne. Nu știu dacă ai văzut oameni care au pete albe pe față sau pe mâini. Unii dintre ei au dobândit această piele în urma unor momente de necaz foarte mare. Dar Moise trăise o bucurie enormă și toată fața lui deveni ca un luceafăr. Lumina atât de puternic încât oamenii nu mai puteau privi la el. Dar Moise nu știa nimic. El coborâ muntele cu cele două table scrise de Dumnezeu și nu le mai trânti de pământ. Erau din calea afară de valoroase. Poporul avea iarăși constituția. Se strânseră pe lângă Moise mulțimi de oameni și toți cereau explicații. Un lucru era greu de înțeles pentru bătrân. Oamenii îl priveau cu multă bucurie, dar nimeni nu-l privea în ochi. Toți stăteau cu fața întoarsă, ori cu mâna făcută streașină. Când în sfârșit reușise Aron și cei 70 să se apropie de el, aceștia îndrăsniră să-i spună ca într-o glumă: „Frate Moise, ai scăpat de un necaz și ai dat de altul. Așa ți-e scris, ce să-ți facem? Du-te să-ți vezi fața în oglinda apei, vezi ce-i de făcut.” Când se uită Moise în oglinda apei, își protejă instinctiv privirea cu una din palme. Era ca o mida care murise, dând drumul unui fluture să zboare din leșul ei. Avea pe fața-i bătrână o rază de soare ce radia iubirea. Văzând el cum stau lucrurile, se duse grăbit la hainele soției lui, luă de acolo o mahramă și-și acoperi fața precum o femeie. Cât umor să primești o strălucire deosebită de a tuturor celor din jur și să trebuiască să ți-o acoperi cu o mahramă ieftină. Vezi, copilul meu, de aici ar trebui să învățăm. În viață, cu cât vei urca mai sus, cu atât va trebui să cobori mai jos dacă vrei să ai valoare. Aroganța nu te va ține multă vreme pe înălțimi. Ea te aruncă în văile cele mai triste. Dacă vei fi atent cu cei din jur și vei ține cont de nevoile lor, vei rămâne pe creste chiar și după apusul soarelui. Generații de oameni vor vorbi despre valoarea ta. Vor privi la tine ca la zborul fluturilor. Așa a fost Moise. El și-a luat o mahramă și ori de câte ori venea înaintea poporului, își acoperea fața. Acest lucru nu era deloc plăcut. Mai târziu Moise avea să poruncească poporului ca niciun bărbat să nu poarte haine femeiești, căci lucrul acesta era o urăciune înaintea lui Dumnezeu.
În Biblie n-am găsit mahrama decât în vestimentația femeii. Moise devenea astfel o contradicție a legii pe care chiar el o dăduse. Știi că am mai avut o contradicție într-o altă povestire? Era cea legată de chipurile din cer. Știi cum s-a rezolvat? Îți mai amintești? Am luat Constituția. Așa trebuie să facem și aici. Și porunca aceasta trebuie pusă în filtrul Constituției. Oamenii care purtau hainele sexului opus erau oameni care slujau în felul acesta idolilor și de aceea erau o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Toți idolii sunt urâți de Domnul, dar Moise nu sluja idolilor, ci oamenilor care altfel nu se puteau uita la el. Să ții minte astfel de lucruri, copilul meu, și să înțelegi. Noi nu suntem roboței cărora să li se dea tot timpul comenzi. Noi am primit porunca să iubim pe aproapele nostru. Dacă un lucru pe care ne-l cere o anumită lege din Biblie nu este în acord cu Constituția, avem obligația să nu-l facem. Îți pare complicat, așa-i? Eu sunt lângă tine și te voi ajuta să înțelegi, iar când vei fi mare, nu vei fi ca cei ce au nevoie să fie duși de mânuță tot timpul. Judecă tu dacă ar fi fost înțelept ca Moise să fi urmat porunca aceea fără a-i păsa de popor. Mulți oameni din zilele noastre fac astfel de greșeli. Ei sunt etichetați ca fiind foarte înguști sau fanatici. Tu să nu pui etichete. Dacă poți ajută, cei fanatici sunt foarte periculoși. Ei sunt în stare să facă până și crime pentru ceva atât de minor. Să-ți fie milă de ei, căci nu pot pricepe care e rostul legii. Ei seamănă cu niște copii care nu pot să crească. Roagă-te pentru ei și ai răbdare. Dacă te ocupi de ei cu dragoste, vor ajunge să priceapă. Moise chemă oamenii pe lângă el și începu a le povesti. Le dădu explicații cu privire la cortul pe care urma să-l construiască și pentru care trebuia ca ei să facă donații mari. Le arătă și felul în care el nu putea înțelege contradicțiile din lege, dar și cum i se deschiseseră ochii în momentul în care văzuse vițelul făcut de ei. Dar oare de ce tot povestesc așa? Când cred că ar fi de mii de ori mai bine să-l invităm pe Moise să vină mâine să ne explice în cuvintele lui. Ce zici? Haide să mai avem răbdare până mâine, iar acum ne ducem să ne jucăm cu raza viselor.